Cătălin Bulgariu și-a prezentat sâmbătă demisia, iar astăzi aceasta a fost aprobată. Actul în sine vine pe fondul unor nemulțumiri exprimate de președintele Consiliului Județean, Maricel Popa. Consiliul de Administrație trebuie să stabilească directorul interimar pentru perioada următoare. Am primit sâmbătă demisia directorului Aeroportului Internațional de Iași. Nu vă ascund faptul că au fost două zile de analize și discuții, atât cu el, cât și cu specialiști din domeniu și din Consiliul de Administrație. Știți foarte bine că demisia este un act unilateral. Motivele mi le poate prezenta domnul Bulgariu. Nu aș vrea să intru în aceste detalii. La aeroport, în schimb, lucrurile nu merg în ritmul în care ne-l dorim. Vă dau câteva exemple. Platforma pentru hangarul de mentenanță înaintează destul de greu. Înregistrăm întârzieri. Creșterea numărului de călători a fost inerțială. Și mai mult, acum, de când a fost perioada de pandemie, deja încep să fie multe probleme cu finanțarea aeroportului, cu toată lumea, numai la lume. Dar, bineînțeles că trebuie să analizăm orice strategie, orice punct de vedere, și să continuăm dezvoltarea aeroportului într-un ritm mult mai accelerat.